Copil rugându-se. Un proiect realizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, Neamț. Suntem cu toții, Doamne, ca tine în grădină, când erai trist și singur și n-aveai nicio vină. E tot mai negru cerul și nori grei se ridică, plângem și noi ca tine și ne e tot mai frică. Nu mai tăiem nici miei, nu mai e sărbătoare. N-avem deloc lumină și lipsa ta ne doare. Azi suntem toți în case, ca tine în Ghețimani, afară e doar Iuda cu punga lui de bani. Suntem cu toți flămânzi de viață și lumină și ne simțim ca Petru îngenunchiați de vină. E noaptea lungă, Doamne! Și până la înviere, spitalele sunt pline de lacrimi și durere. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să vin, să-mi plâng mereu trecutul și ție să mă închin. Să-mi plâng mereu trecutul și ție să mă închin. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să fiu, să plâng, să cânt cu jale, din moarte să înviu. Să plâng, să cânt cu jale, din moarte să înviu. La umbra crucii tale, eu vreau să-mi genunchez, căci numai tu, Stăpâne, din greu mă liberezi. Căci numai tu, Stăpâne, din greu mă liberezi. La umbra crucii tale e pacea și odihna, nădejdea, mângâierea, dreptatea și lumina. Nădejdea, mângâierea, dreptatea și lumina. La umbra crucii tale eu vreau să chem mereu pe cei ce în viață nu l-au pe Dumnezeu. Pe cei ce în viață nu l-au pe Dumnezeu. Dacă aș putea să zbor mai sus de astă vale, aș spune tuturora de jertfa crucii tale. Aș spune tuturora de jertfa crucii tale. În lumea asta, Doamne, e vrajbă, chin și jale, de aceea vreau să stau la umbra crucii tale. De aceea vreau să stau la umbra crucii tale.